România Digitală mai are de așteptat, instituțiile de stat aspiră spre modernizare și digitalizare, dar pare că mai au de lucrat. Fostul șef al ANAF nu înțelege de ce fiscul nu are nici măcar o direcție IT. Lucian Heiuș se întreabă de ce spațiul virtual încă are numeroase probleme tehnice, dar tot el oferă și răspunsul. Uită însă că până la urmă chiar el a condus instituția fiscului. SPV-ul încă merge greu, în sensul că nu reușim, și asta nu înțeleg, nu sunt informatician, dar nu înțeleg de ce nu se poate realiza niște servere așa de mari încât să nu stai 5 minute să ți se învârte acolo circulețul ăla pe ecranul laptopului sau calculatorului ca să poți să intri rapid, instant în diverse programe, diverse aplicații pe care le are ANAF-ul. Știu de ce. Nu suntem pregătiți tehnic ca să le avem, dar trebuie să le avem. Ajungem încât, într-adevăr, viteza în care poți să intri prin orice program pe care ți-l pune statul la dispoziție, pe orice platformă, să fie instant, așa cum este în orice mediu privat, bancar sau de orice altă natură. Problemele tehnice întâmpinate de ANAF sunt cunoscute și admise de toată lumea, iar actualul vicepreședinte al Curții de Conturi nu se ferește să spună cu certitudine că, după un anumit număr de accesări, serviciile electronice oferite de fisc nu mai dau randament. Vine data de 25, dacă se întâmplă instant să fie mai mult de 15.000 de accesări, și asta știu sigur, cade serverul, se blochează, trebuie să-l deblochezi. Sunt probleme tehnice care sunt cunoscute și care cred că trebuie să fie rezolvate. Cu toate acestea, Lucian Heiuș aruncă responsabilitatea digitalizării pe Ministerul Finanțelor și scuză ANAF-ul de toate acuzațiile apărute. Centrul de Informații Financiare este sub ordinea Ministerului de Finanțe. Nu știu dacă, nu cred că am văzut pe niciun coleg de la Ministerul de Finanțe, dar Ministerul de Finanțe are un rol foarte important și de multe ori se aruncă cu piatra spre ANAF. ANAF nu are nicio vină pentru că ANAF nu are nici măcar o direcție IT. Totul este asigurat prin acest CNIF, unde acolo, din punctul meu de vedere, este marea problemă a digitalizării Ministerului de Finanțe cu toate subordonatele lui.